Hristos s-a născut. Aleluia! Mă bucur să aud din inima, din glasurile noastre, această veste minunată. Într-un Crăciun atipic, așa cum spunea fratele păstor, suntem astăzi aici, adunați ca într-o cetate de scăpare. Sunt puțin emoționat pentru că sunt pentru prima dată în biserica din locul acesta și totdeauna când intru într-o biserică nouă, încerc să mă uit la fețele oamenilor. În dimineața aceasta, evident că a fost un test pentru mine să vă citesc fețele și să ne citim unii altora fețele, pentru că ori de câte ori ne adunăm la oaltă, Hristos poate străluci prin noi și prin fețele noastre. Amin? Amin. Pentru că măștile ne pun niște piedici de comunicare, am încercat să mă uit la ochi. În momentul în care rugăciunile au venit, în momentul în care am cântat Domnului, cântarea corului, toate aceste lucrări care au fost făcute mi-au dat încurajarea că sunt într-o biserică vie, într-o biserică binecuvântată de Dumnezeu, care reușește să treacă de orice barieră a unei sărbători atipice și să cheme numele Domnului, să laude numele Domnului ca altă dată. Fiți binecuvântați în numele Domnului. Vă aduc salutări sfinte din Timișoara, de la Biserica Creștină Baptistă Emanuel, o biserică aproape de biserica dumneavoastră, și o văd aici pe sora să vă binecuvânteze Dumnezeu din toată inima, legată prin fratele păstor Marius și prin rudele de alianță. Vă aduc salutări sfinte așadar. În timpul acesta am decis prin harul lui Dumnezeu să fac această vizită în Bucovina, pentru că vine o vreme câteodată că trebuie să te întorci la origini. Originile mele dinspre partea maternă sunt la Suceava, astfel încât ori de câte ori în Timișoara eram întrebat dacă sunt bănățean sau timișorean, răspundeam evident foarte regulamentar că sunt timișorean cu rădăcini foarte puternice în Bucovina. Asta nu o spun ca o mângâiere pe suflet, ci o spun ca o legătură a Duhului Sfânt, a modului în care bucovinienii au demonstrat în istorie că au un cuvânt de spus. Am depășit latura aceasta a introducerii, cred că foarte scurt, tocmai pentru că am vrut să legăm această comunicare între noi. Acum aș dori să ne apropiem de cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. În dimineața aceasta, foarte pe scurt, ne vom uita la o filă din jurnal lângă un personaj central în scena nașterii Mântuitorului. La un moment dat, Duhul Sfânt, prin lucrarea tainică, dă cortina la o parte și ne lasă o filă din jurnal, dintr-un jurnal binecuvântat a unei femei care a scris la un moment dat o cântare. Cântarea Mariei, evident, că și despre ea este vorba. Luca, în capitolul 1, vă invit să parcurgeți cu mine textul acesta. Luca, în capitolul 1, versetul 46. Și Maria a zis: sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele Lui este sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi a săturat cu bunătăți și pe cei bogați a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Amin. Amin. Cântarea Mariei a rămas în istorie ca o filă de jurnal, ca o cântare care într-o parte a istoriei a fost chiar interzisă a fi cântată, pentru că avea în ea ceva revoluționar.
a răsturnat pe cei tari de pe scaunele lor de domnie, pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Cântarea aceasta în istoria bisericii a fost chiar interzisă, pentru că mai mari vremi vedeau în cântarea aceasta ceva care să anime masele la răzvrătire. Ce nu înțelegeau ei era că această cântare nu are de a face cu o revoluție propriu-zisă, ci are de a face cu o revoluție spirituală. Cântarea aceasta izvorăște din inima unei femei care a fost copleșită literalmente de harul lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta de sărbătoare, de închinare, dați-mi voie să ne uităm la o temă, pe scurt, care poate fi pentru cele mai multe persoane astăzi o temă capcană, și anume fericirea. Pe toate canalele, pe toate modurile de comunicare auzim ideea aceasta, să fii fericit, sărbători fericite, fii mai fericit. Și evident că acest subiect a fost speculat și vedem tot mai mult pe piața ideilor, tot mai multe cărți, tot mai multe studii, ba mai mult studii din zona aceasta a rețetarului, descoperă fericirea în 5 pași. Citești, iei cartea aceea, o citești ca să descoperi fericirea și îți vei da seama după câteva ore că ai pierdut timp prețios din viață. De ce? Pentru că fericirea, ori de câte ori o cauți unde nu trebuie, nu o vei găsi. Maria spune, de acum încolo, toate neamurile, și un evreu când spunea toate neamurile, era o semnificație mai adâncă decât auzim noi astăzi. Neamurile îmi vor spune fericită. De ce? Pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Noi astăzi ne uităm la Maria ca fiind mama Domnului Iisus, nu o venerăm, dar o respectăm ca atare, însă, dacă ne punem în contextul acelor zile, Maria era o adolescentă din Israel care aștepta în dreptul ei împlinirea planului lui Dumnezeu, așa cum era el. Maria n-a avut toată revelația planului de răscumpărare, așa cum o avem noi astăzi. Maria n-a avut Scriptura în fața ei. Maria a înțeles că fericirea a venit din partea celui preanalt, din partea celui atotputernic, într-un mod personalizat, într-un mod cum nu se gândise niciodată. Dar cheia înțelegerii fericirii din perspectiva Mariei o găsim în versetul 38. Maria a zis, iată roaba Domnului, în întâlnirea aceasta cu îngerul, facă-mi se după cuvintele tale. Primul gând din mesajul meu, în căutarea fericirii, redescoperă adevărata libertate, numai sub protecția suverană, voi suverane a lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni astăzi cred că a fi liber înseamnă să fii fericit. Și mesajul Cristic care răsună în sărbătoarea nașterii Mântuitorului spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. A se citi, toți cei care căutați fericirea, veniți la mine, spunea Domnul Iisus, și veți găsi odihnă. Și apoi urmează o chemare oarecum paradoxală, de contrast. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Cu alte cuvinte, libertatea în viziunea cristică nu e o libertate fără temei, nu e o libertate fără granițe, ci este o libertate la adăpostul voii suverane a lui Dumnezeu. Nu știu cu ce gânduri ați venit în dimineața aceasta în casa lui Dumnezeu. Și mai bine zis, nu știu frământările sufletelor dumneavoastră, dar e Dumnezeu care le știe mult mai bine, mult mai bine. Poate că acest cuvânt este pentru cineva în dimineața aceasta. Poate că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, are să îmi spună mie mai întâi și fiecăruia dintre noi, dacă vrei cu adevărat o experiență binecuvântată a harului lui Dumnezeu, pune libertatea ta pe altarul Lui. O libertate pe care Dumnezeu mai apoi spune Maria, iată roaba Domnului. Mesajul acesta era de fapt, Doamne, chiar dacă nu înțeleg în totalitate planul Tău, modul în care El se va materializa în viața mea, sunt gata să accept voia Ta suverană. E chemarea
pe care Dumnezeu ne-o face în sărbătoarea Lui. Când planurile noastre nu se întâlnesc cu planurile Lui Dumnezeu, nu coincid cu planurile Lui Dumnezeu, întotdeauna Dumnezeu va avea ultimul cuvânt. Slăviți să fie Domnul! Amen. Suntem într-o sărbătoare atipică. Unii dintre noi, în zilele acestea, sunt în izolare, sunt în suferință, dar chiar în aceste vremuri, Dumnezeu are mângâierea Lui, are stropul acela de fericire care transpare din realitatea aceasta nașterii Mântuitorului. Voia Lui e bună, plăcută și desăvârșită. În căutarea fericirii, redescoperă adevărata libertate numai sub protecția voii suverane lui Dumnezeu. În căutarea fericirii, redefinește sensul vieții în lumina întâlnirii cu Dumnezeu. Maria însemnează amărăciune. Numele ei, amărăciune. Și observați contrastul? De acum toate neamurile vă spune cum? Amărăciune? Fericită. Dumnezeu așează contexte, vremuri, împărați, neamuri. Și la un moment dat te va duce în punctul acela să-ți descoperi sensul vieții. De ce trăiești? De ce ești aici? Care e menirea ta pe pământul acesta? Adolescenta aceasta din Israel, copleșită fiind de harul lui Dumnezeu, aleasă în mod providențial de Dumnezeul Atotputernic să aducă în lume pe Fiul lui Dumnezeu, a înțeles. Și dacă veți citi cântarea aceasta, veți vedea că ea a adunat cu Dumnezeu. O adolescentă din Israel nu putea să scrie în pagina ei de jurnal, în fila ei de jurnal, o asemenea cântare dacă nu aduna cu Dumnezeu de-a lungul vremurilor. Sunt aici pietre de aducere aminte ale modului în care Dumnezeu a intervenit în poporul Lui și vom vedea mai apoi. Amărăciune. Da, dar de acum toate neamurile vor descoperi fericirea pe care mi-a adus-o Dumnezeu. Observați, Maria spune, te-ai uitat la starea smerită a roabei tale. Maria nu se laudă că este smerită, pentru că ar fi un paradox. Cine se laudă că e smerit, dintr-o dată nu mai este ceea ce spune că este. Dar Maria spune, ai privit în umilința mea, în Nazaretul meu. Nazaret era un loc în care toți ceilalți priveau cu respingere. Nazaretul era locul acela în care dacă te uitai în Israel, spuneai Nazaret, de aceea și Natanael spune la un moment dat, să fim serioși, poate ieși ceva bun din Nazaret? Observați cum în sărbătoarea nașterii Mântuitorului Dumnezeu alungă prejudecățile? De câte ori nu ne-am apropiat de un om și am spus din el, niciodată nu va ieși nimic. Și Dumnezeu a ales să facă de rușine lucrurile tari, ca slava și lucrarea Lui să se vadă. Și Maria spune, ai privit spre starea smerită a roabei tale și ai făcut lucruri mari pentru mine. De aceea sufletul meu mărește pe Domnul. Un comentator român, de altfel, s-a folosit de semantica textului, de înțelesul lui și a spus, observați, Maria mărește pe Domnul pentru că Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru ea. Și dintr-o dată când mărești pe Domnul, parcă problemele tale exponențial scad. De ce? Pentru că ai o nouă revelație a modului în care Dumnezeu poate face minuni. Frați și surori, în sărbătoarea nașterii Lui, lăsați supranaturalul să vă cuprindă. Indiferent cum o face Dumnezeu, indiferent că trecem de tonul acesta triumfalist, vei spune, frate, știu foarte bine colțul în care mă găsesc, contextul în care mă găsesc și totuși în sărbătoarea Lui lasă loc supranaturalului să intervină. Maria a fost copleșită de harul lui Dumnezeu și a citit în cheia aceasta tot ceea ce i s-a întâmplat. Cel Atotputernic s-a atins de mine. În căutarea fericirii redescoperă adevărata libertate numai sub protecția voii suverană lui Dumnezeu. Punctul 2. În căutarea fericirii, redefinește-ți sensul vieții în lumina întâlnirii cu Dumnezeu. Mă apropii de al treilea gând. Vreau să fiu sistematic, tocmai
ca la finalul acestui mesaj scurs să avem o ierarhizare a gândurilor. În căutarea fericirii, fă-i drum sufletului tău să se întoarcă la odihna lui în casa pâinii, în Betleem, la masă cu regele. Versetul 53 spune din cântarea aceasta: pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Acum, textul acesta nu este un temei biblic împotriva celor bogați. Da, să fim foarte scripturali, nu are de-a face cu așa ceva. E aici o altă cheie de citire. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți. Revoluția pe care Mântuitorul a venit să o aducă în lume n-a fost o revoluție politică, așa cum așteptau toți ceilalți. Va veni Eliberatorul, Mesia, să ne scoată de sub robia romană, să uităm, să ne redea demnitatea. Da, a făcut-o, dar într-un fel atipic pentru mulți, pentru cei mai mulți. Mântuitorul a venit să aducă o revoluție spirituală, să aducă un mesaj cristic, să ridice pe cei care erau la marginea societății și să le redea demnitatea. Ba mai mult, femeile au fost reabilitate în vremea Domnului Iisus. De aceea Maria a înțeles foarte clar modul în care Dumnezeu se apropie de inima ei, de viața ei, într-un mod supranatural. Psalmul 116, mi-am notat aici, versetul 7: întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Cum vă răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? În sărbătoarea nașterii Mântuitorului, poate că este un moment potrivit să rememorăm modul în care Dumnezeu ne-a purtat în istorie. A fost un an greu din multe puncte de vedere. A fost un an în care întreaga lume a fost bulversată. Dar în această perioadă, Dumnezeu a avut modul în care se apropia de noi, de fiecare. Și dacă aș umbla cu microfonul în sală și am merge în dreptul fiecăruia, cred că am sta până la ore mai înaintate să ascultăm mărturii din perioada aceasta. De ce? Pentru că Dumnezeu lucrează și astăzi. E același ieri, astăzi și în veci. Și în sărbătoarea Lui e mesajul acesta: nu te lăsa cuprins de amnezia spirituală. Adu-ți aminte cine ești în Hristos. Adu-ți aminte de modul în care Dumnezeu a lucrat în mod supranatural și strânge pietrele de aducere aminte ca să clădești noi altare al închinării. Al patrulea punct, și mă apropii de final, în căutarea fericirii, fii gata să arunci ancora credinței spre ceruri. Ce înseamnă asta? O ancoră o arunci unde? Spre pământ, spre ceva care să fie trainic, ceva unde să simți că ai stabilitate. Ce a făcut Maria, ce au făcut oamenii lui Dumnezeu a fost total atipic. Nu erau cu capul în nori, erau cu picioarele pe pământ, dar aveau în vedere o altă cetate, o altă perspectivă. Nu spun de la mine, vreau să fiu scriptural și de aceea aș vrea să vă uitați în versetul 54. A venit în ajutorul robului său Israel, că și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Când vă gândiți, fac apel la memoria dumneavoastră biblică, când vă gândiți la Avram, la ce episod vă gândiți din viața lui? Evident, la cel de început, în care Avram este invitat într-o seară, într-o noapte, cu cer înstelat, să privească cerurile. Nu într-un soi de romantism desuet, ci Dumnezeu îl cheamă să-i arată o perspectivă. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avram a răspuns: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și Avram a zis:
iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel: nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după ce l-a dus afară, i-a zis: uită-te spre cer. Cu alte cuvinte, aruncă ancora credinței spre ceruri și numără stelele, dacă poți să le numeri. Mi-a plăcut totdeauna umorul lui Dumnezeu din textul acesta. Și a zis: așa va fi sămânța ta. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Legământul avramic a fost baza binecuvântării și mai apoi a legămintelor care au urmat. Istoria binecuvântării plasează legământul avramic la loc de cinste. Și a îndeplinit Dumnezeu promisiunea față de Avram? Categoric da. A fost doar un simplu exercițiu de credință? Avram, uită-te spre stelele pe care le vezi? Categoric nu. Dumnezeu nu se joacă cu cuvintele, cu promisiunile, și în sărbătoarea Lui adu-ți aminte că Dumnezeu va lucra în dreptul vieții tale la momentul potrivit, cu mijloacele potrivite, în contextul potrivit, indiferent de modul în care va sfida legile naturale. Maria a văzut o sfidare categorică a legilor naturale în viața ei. În viața ei. Cine a mai pomenit așa ceva? Dar Maria l-a cunoscut pe Dumnezeu într-un mod extraordinar. Vei spune, da, a fost atunci și acolo. Așa este, însă de-a lungul vremurilor Dumnezeu lucrează cu fiecare dintre noi în modul în care El hotărăște. Nu uita, în sărbătoarea Lui aruncă o ancoră a credinței spre ceruri. Ce ancore vom arunca spre cer și ce ancore vom lega de pământ în anul în care vom intra? Am niște prieteni la tehnic. Ne-am împrietenit de câteva minute și am să rog să pun o imagine, dacă putem să o vizualizăm, și apoi să ascultăm pe cineva. Aceasta este o ancoră aruncată spre ceruri. Este sculptura artistului creștin Liviu Mocanu de la Cluj și îmi place așa de mult modul în care acest sculptor a exteriorizat prin creația lui imaginea aceasta, ancora aruncată spre ceruri. Nu vreau să fiu nici dogmatic, nici altfel în dimineața aceasta, dar luați imaginea aceasta ca fiind imaginea sărbătorii nașterii Mântuitorului. Ascundeți-o în inimile dumneavoastră și mergeți cu ea mai departe în sărbătoarea Lui. Acesta e mesajul cristic pentru noi. Și la final, am decis să închei cu un invitat special în mesajul acesta. Și îl veți recunoaște. Dacă putem să dăm fișierul audio. Lucesc. Ei au vrut să servească acest bebeluș divin crescut de Crăciun. Cu Maica Domnului, l-a spălat, a adus apă, a cărat, l-a pus în scutice, s-a născut bebelușul ăsta divin, trebuie să fie un serviciu lui. Și îngerii au cântat, o veste bună, dar dacă numai îngerii ar fi cântat la Betleem acum 2000 de ani, voi n-ați fi știut de veste bună. Ar trebui și altul să vină, și altul, și altul, vestea asta să se ducă și dacă este interzisă, o facem în ciuda interzicerii. Și acum, frații noștri aceștia, voi cântați din instrumentele acestea și ei cântă. Când erau frate în închisor în România și ei cântau. Și cântau cu instrumente. Noi la închisor totdeauna am avut instrumente. N-am avut mandoline, n-am avut pian, n-am avut orgă, dar am avut lanțuri de mâini și de picioare. Și cântam cu lanțurile acestea. Precum trec stelele strălucitoare, clinclan, 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 de raza soarelui dimineața. Clinclang, clinclang, clinclang. Și aveam și orchestră, aveam și orchestră. Când eram mai mulți împreună, unul avea un lanț care era fier curat, altul avea un lanț fier amestecat cu un alt aliaș,
altul abia fiercurat, altul era ruginit de acum. Altul abia lanț mai lung, altul abia lanț mai scurt și fiecare lanț dădea un alt ton. Și am avut fel de fel și era orchestră frumoasă, frați care suferința lor, o dăruiesc lui Dumnezeu. Aici mai am un pușcăriaș și acolo și de acolo și trage din gură. Știți care este pușcăriaș. Ia scoală-te pușcăriaș, să te vadă frate. Scoală. L-ați recunoscut evident pe fratele Richard Wurmbrand în vremea în care mărturisea despre modul în care era Crăciunul în închisorile comuniste. Noi astăzi suntem liberi, suntem binecuvântați de Dumnezeu să ne închidăm, putem cânta cu instrumentele noastre, nu avem nevoie de lanțuri care să fie acompaniate. Lanțurile acelea aduceau în inimile lor, în cântările lor, în modul în care ei au înțeles că le pot lua orice, dar nu le pot lua libertatea interioară. Astăzi suntem chemați să redescoperim adevărata semnificație a sărbătorii nașterii Domnului. Fericirea e o capcană pentru mulți, dar în momentul în care te uiți în Scriptură, în momentul în care în centrul sărbătorii Lui te uiți la Hristos Domnul și spui, fericirea mea este să mă apropii de El. Pe El îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Lui. Amin. Amin.